Viitorii liceeni din Sălaj sunt invitați la un târg educațional pentru a-și alege cariera. Mai multe instituții de învățământ își prezintă oferta pentru tinerii care doresc să învețe o meserie. Târgul educațional Pași în carieră debutează mâine de la ora 10 în sala Dialoguri Europene a Centrului de Cultură din Zalău. Fiecare liceu va avea propriul stand și își va prezenta oferta educațională pentru anul școlar care urmează. Absolvenții claselor a 8-a vor putea afla mai multe informații despre profiluri și specializări, număr de locuri și condițiile de studiu. De asemenea, joi de la ora 12 va avea loc Marșul Carierei, organizat pe platoul de marmură din fața prefecturii Sălaj. În cadrul acestei activități, liceele și colegiile din Zalău își vor prezenta oferta educațională în fața elevilor de gimnaziu.